Bună, Berbec, și bine ai venit la etalarea ta de dragoste pentru prima jumătate a lunii februarie. Reamintesc că este o etalare generală, așa că te-aș ruga să iei de aici doar mesajele care rezonează cu situația ta și să lași tot aici mesajele în care nu te regăsești, deoarece cu siguranță sunt pentru alte persoane. Hai să vedem pentru berbecii noștri dragi și prima jumătate a lunii februarie. Să vedem despre ce-i vorba atât de intens. Ca și energie generală avem Regina de Bâte. Regina de Bâte vorbește aici despre multă pasiune, despre vorbe, despre multe acțiuni pe care le faceți împreună cu partenerul sau cu partenera. Regina de Bâte este cartea voastră. E o primă jumătate a lunii februarie în care luați taurul de coarne, cum s-ar spune, o perioadă în care negociați mai mult cu partenerul sau cu partenera, negociați anumite lucruri în relația pe care o aveți. De asemenea, dacă discutăm de un trio, e o perioadă în care lucrurile sunt ceva mai aprinse aici, într-un sens bun, aș putea spune, cu multă pasiune, multă acțiune, da? Multe activități în comun, cine știe, chiar și activități fizice, sportive, ieșiri, plimbări și așa mai departe. În poziția voastră, nebunul. Nebunul vorbește aici despre faptul că vă doriți foarte mult un nou început. Vă doriți să o luați de la zero. Sunteți foarte entuziasmați de anumite activități pe care poate le faceți pentru prima dată împreună cu partenerul sau cu partenera sau poate chiar cunoașteți o persoană nouă. Pur și simplu parcă vă luați bucceluța și plecați undeva. Poate plecați într-o excursie, plecați, eu știu, la o plimbare. Pur și simplu poate în sfârșit stabiliți că e cazul să puneți punct într-o relație anume din viața voastră. Deci parcă plecați undeva. Și poate plecați și întâlniți o regină de bâte. Poate să fie o persoană tot dintr-o zodie de foc ca voi, leu, săgetător, berbec sau... Pur și simplu discutăm despre o persoană care știe așa să învârtă lucrurile foarte frumos, știe să se pisicească, da? Știe să fie ca o pisică. Vedeți aici că este o pisică neagră la picioarele reginei tăbute. Bun. Mai departe. Tot în poziția voastră. Ce frumos! Nouă de cupe, dragii mei berbeci! Da, nu vă spun încă să aveți o relație fericită și casă de piatră, vedem mai încolo, dar pentru unii e posibil și acest scenariu. În sufletul vostru sunteți foarte împliniți. Reușiți și ajungeți la un apogeu, reușiți și sunteți satisfăcuți din punct de vedere emoțional. Activitățile pe care le faceți cu această persoană, ori poate e o primă jumătate a lunii februarie în care vă dedicați timpul unor activități care sunt pe sufletul vostru și atunci, da, ne putem încadra tot pe zona pasiunilor, pe zona dragostei. Bun. Mergem la următoarea carte. Doi de bâte în poziția voastră. Deci o perspectivă spre viitor. Cred că voi porniți cu avânt într-o relație nouă în această perioadă sau într-o etapă nouă din viața voastră, o etapă nouă care are ca scop final împlinirea voastră, în primul rând, din punct de vedere emoțional. Dar poate discutăm de o relație care se stabilizează, o relație în cadrul căreia berbecii noștri aruncă o privire, așa, un ochi spre viitor, să vadă cam ce ar putea să se mai întâmple acolo. Poate discutăm despre o ieșire chiar, o ieșire ceva la distanță față de locul în care sunteți, poate în altă țară, în alt oraș și așa mai departe. Sunteți foarte stabili în această perioadă, priviți cu mare iubire către viitor. Parcă luați lucrurile încet, dar sigur. Ați pus o bâtă, acum mai puneți încă o bâtă, mai stabilizați lucrurile, dar parcă tot parcă vreți așa să mergeți și mai departe, și mai departe. Și uitați că aveți ape limpezi în față, deci e un drum foarte bun. Poziția celelalte persoane, 7 de săbii.
Poate aveți de-a face, v-am mai spus și la început, cu o persoană ceva mai vicleană decât voi, o persoană căreia cam place să manipuleze sau o persoană care v-a trădat odată și vă mai trăda din nou. De asemenea, poate discutăm despre un personaj care pur și simplu își ia ceea ce nu-i aparține și pleacă așa pe cărări. Poate aveți de-a face cu vreo persoană mai, nu știu, mai șireată, da? Sau e o persoană mai diplomată, ca să spun așa, o persoană care se sustrage așa ușor, v-am mai spus eu la început, ca o pisică din toată această poveste. Îl clarificăm și vedem ce e cu acest 7 de săbii exact. Tot în poziția celelalte persoane este un 7 de băte, deci o concurență, dragii mei berbeci. Poate aveți probleme în cuplu și atunci spuneți gata, merg mai departe. Deci dacă e vorba de un trio, lucrurile cam zgâlție destul de tare. De asemenea, m-aș mai putea gândi că poate veți avea parte de concurență în exterior în această perioadă și poate cealaltă persoană nu vrea să vă spună, voi se pare că nu prea simțiți pentru că sunteți prea îndrăgostiți, prea dornici de un nou început în viața voastră. Simțiți efectiv că întineriți în această perioadă. Posibil de asemenea cealaltă persoană să fie ușor geloasă sau posibil să aveți reticențe din partea acestei persoane cu privire la acest nou început pe care voi vi-l doriți. Parcă vrea să dea nițel bir cu fugiții de acolo. N-aș ști să vă spun de ce, v-am spus, dăm extensii și ne lămurim cât se poate. Următoarea carte, valetul de monede. Ei, pentru unii să știți că e vorba de o persoană căreia este frică de ceva mai stabil sau de o aventură fantastică, așa cum o prezintă regina de bâte aici. Acum, e posibil să cunoașteți printr-o femeie, da? O persoană nouă, dacă nu cunoașteți pe cineva anume. Valetul de monede vorbește despre o persoană tânără, o persoană posibil dintr-o zodie de pământ, că monedele reprezintă pământul, taur, capricorn, fecioară. O persoană foarte sigură pe el sau pe ea, dar paradoxal vorbind, e o persoană căreia cam este frică să-și asume ceva foarte stabil și posibil să vă treziți cu diferite reticențe din partea acestei persoane, poate chiar să vă spună că nu-mi convine asta, că o să te putea mai bine, cumva să vă găsească acolo motive, aș putea să spun. La baza pachetului avem un as de monede foarte frumos, un cavaler de cupe, o regină de monede și un 4 de băte. Și cu puterea. Foarte multă pasiune în această perioadă, dragii mei berbeci. Repet, pentru unii este foarte pregnant aspectul de pământ, taur, capricorn, fecioară, în special femeie, dar nu-i pentru toată lumea. Iarăși mai este pregnant aici aspectul de apă, dar mai puțin, mai mult văd foc aici, ceea ce e al vostru, dar ideea este că e o perioadă cu stabilitate. Deci chiar dacă nu discutăm despre o persoană într-o zodie de pământ, vorbim despre multă stabilitate aici. Despre o ofertă care vine la pachet, o ofertă foarte stabilă. O ofertă foarte, foarte stabilă. Deci, berbecilor li se cam schimbă viața în această perioadă și asta e extrem de bine. Mergem cu tarotul umbrelor. Vreau să clarificăm acest 7 de băte și 7 de spade. Hai să vedem prima dată 7 de spade, că el a ieșit primul. Hai să vedem pentru berbeci și zona lor de dragoste pe pentru prima jumătate a lunii februarie. Regele de băte. Bun, încă o carte. 6 de băte. Da, se pare că dacă sunteți voi, dacă sunteți bărbat, să știți că acestei persoane este frică ori de o oficializare, ori de o oficializare a unei relații, ca să spun așa, dacă sunteți bărbat. Dacă sunteți femeie, atunci e posibil ca cealaltă persoană să se eschiveze puțin sau mai mult din toată această poveste. Cumva parcă este frică să se afișeze, parcă este frică de o victorie anume, nu știu. Dacă discutăm despre un trio, parcă, nu știu, cuiva este frică să nu se afle ceva, pentru că tot mi-ați scris și am înțeles că sunt foarte multe relații de trio, mult mai multe decât
știut eu, ca să spun așa. Și tocmai din acest motiv tot spun aici de relații de trio, cu toate că văd și în cărți, adică se vede foarte pregnant aici. Hai să vedem cu acest 7 de bâte. Da, pisica mea tot vrea să vină. Deci, cu siguranță, lucrurile nu sunt foarte negre dacă a venit. Ea mai absorbe din energiile negative. Tot se duce acolo la regele de bâte. Doamnelor, nu știu cine este. Hai să vedem 7 de bâte. 2 de monede, da. Cred că cealaltă persoană mai are pe cineva sau cealaltă persoană pur și simplu se gândește că nu-i convine situația în care se află. Poate discutăm de un trio, v-am spus, sau poate discutăm despre faptul că cealaltă persoană sau celelalte persoane pur și simplu este, nu știu, îi place să se joace, nu știu de ce îmi vine, și cu 2 de cupe. Eu cred că celelalte persoane îi place foarte mult jocul. Acum, posibil, dacă îi place atât de mult jocul, din ce voi doi din cărți, posibil să aveți de-a face și cu o persoană cu nasul mai curt sau nasul mai micuț sau mai tânără în vârstă decât voi. Sau mai copilăroasă, dar de regulă putem să ne așteptăm și la un aspect de fizionomie, așa cu o față mai de copil, aș putea să spun. Ok, vreau să vedem și îngerii, să vedem ce vor să ne spună, ce mesaj au pentru berbecii noștri și prima jumătate a lunii februarie, pe zona de dragoste. Să vedem ce vor să ne spună îngerii. Wow! Regăsirea sublimă. Deci aveți de-a face cu un suflet pereche, așa cum spune și aici. Cumva poate primiți un dar mai special în această lună. Discutăm despre posibilitatea de a vă găsi un suflet pereche, dar, repet, veți avea ceva de furcă cu această persoană. Acum poate cunoașteți un astfel de personaj și veți avea nițel de furcă. V-am spus, e o persoană căreia îi place să se joace acolo, să fie prins sau prinsă. Foarte interesant, dar acest mesaj vă spune să mergeți tot înainte, să dansați, să acceptați invitația la vals, să luptați pentru această persoană în această perioadă. Chiar Arhanghelul Camuiel spune, te rog să te ajut să găsești sau să regăsești obiecte pierdute. Deci poate discutăm despre un fost, o fostă care se întoarce în viața voastră. Ființe dragi, dar mai ales calea luminoasă către Dumnezeu. Deci poate e o persoană destinată pe care vă ajută să vă preîntoarceți poate și la divinitate. Asist și inspir regăsirea în mod miraculos a sufletelor pereche. Deci uitați cât de frumos, dragii mei berbeți, și cu 2 de cupe, care la fel e suflet pereche și iarăși regina de monede, dragii mei berbeci, nu știu despre cine este vorba, dar este foarte bine și foarte frumos. Vreau să vedem și la baza pachetului ce avem. Avem grația cea tainică a Arhanghelului Gabriel. Spune că ești alesul și protejatul meu, ai atins o mare puritate lăuntrică și eu te ajut să-ți relevezi adevărul ultim dumnezeiesc în propria ființă. Ești binecuvântat, inspirat și ghidat de alaiul meu ceresc. Deci probabil veți avea și o ghidare mai aparte cu acest nebun de aici. Cu siguranță veți avea niște idei inovative care să stabilizeze foarte mult relația în care să vă aflați. V-am spus, e dificil aici, aveți de furcă cu cineva, dar eu cred că reușiți cu siguranță dacă aveți intenții pure. Bun, noi v-am pupăcit, dragii mei berbeci, vă dorim o primă jumătate a lunii februarie de poveste cu iubire, să reușiți aici să învingeți cu această persoană și toate cele bune, ne vedem cu bine la alte filmări.